Viorica Dencil a făcut noi gafe, ce i-a putut spune lui Victor Cintacu, la România TV. Viorica Dencil a făcut noi gafe televizate. De data aceasta, nu într-o edință de guvern, ci într-un interviu acordat la România TV, lui Victor Cintacu. Premierul s-a încurcat în stadioanele ce urmează să fie renovate pentru campionatul european de fotbal din 2020, unde România va fi gazdă. Dencil a spus că vor fi renovate 3 stadioane pentru Euro, încurcând Rapidul cu Giuletti. Apoi, în enumerarea corectă a stadioanelor, premierul a ratat stadionul din Ghencea. Victor Cintacu, apropo de schele, doamne, am sublinierei eu micile mele obsesii, sublinierei micile mele idei fixe. Ce tot v-au spurcat sublinierea cu 20-21. Se fac, doamne, stadioanele alea sau nu se fac? Viorica Dencil, se fac. Victor Cintacu pleca în bancul la. Ne facem de râs la oamenii ia? Îi cheme la campionatul european aici, sublinierea ina unde se joace. Viorica Dencil, se vor face? Aci văzut ce deja sunt 3 stadioane care deja se fac. Dinamo, Rapid, sublinierea I. Victor Cintacu, Steaua. Viorica Dencil, nu, Giule, subliniere Tiul. Dinamo, Rapid, subliniere I, Giule, subliniere Ti. Victor Cintacu, pe I, staci ce Rapidule, Giule, subliniere Tiul. Mai lipsă sublinierete unul. Viorica Dencil, Dinamo, Giule, subliniere T, subliniere I, arcul de triumf, cel de rugby. Se fac cele 3 stadioane, facem toate demersurile astfel încât campionatul Euro 2020. Victor Cintacu, ziceci, doamne, 2020, să fie toată lumea fericit, ce nu mai pot? Viorica Dencil, da, le facem stadioanele. Deja am adoptat în subliniere din cadre guvern, deci facem acele stadioane, a fost schimbul de replici dintre cei doi. Citetei două puncte, totul s-a schimbat după moartea mamei sale. Ce decizie radicală ar fi luat Ana Maria Prodan?